acum că am pus microfonul. Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. A fost foarte nasoală vremea asta, a plouat continuu și de-aia n-am mai avut nici timp, nici chef să postez pe așa vreme, că nu aveam ce. Dar astăzi mergem să vedem câteva dintre urcările pe care le-am făcut cu ATV-ul și cu acel Linhai de 500, pentru că le-am mai văzut o dată și vreau să le vedem un pic mai în detaliu, că e nebunie. Dar hai să le mai facem unele înainte. Am găsit mânușile și mi-e atât de frig, de nu vă explic. Dar cum s-au de toba asta. Ia să vedem că ar trebui să fie undeva pe aici sau mai în față. Nu sunt sigur. Bă, cred că acolo, acolo era totuși. Nu pe aici. Hai să ne întoarcem. Dar mai înainte verific un pic. Ceva nu-mi place cum se aude. Adică chiar nu-mi place cum se aude. În afara faptului că Angel Eyes... Păi să zic că Angel Eyes-urile nu merg, dar... Mamă, cred că e un fir undeva întrerupt, dar nu-mi dau seama unde. Așa că... O să-l las așa, astea sunt bine. Dar nu mai contează. Hai! Să nu fie pe aici, dar nu. Cred că pe aici... Numai că s-a stricat drumul, că au mai tăiat copaci. Foarte posibil. Da, a fost un pic pe recunoaștere. Aici nu e. Hai un pic mai încolo. Nu știu unde mai e. Că nu se mai văd nici urmele. Cred că ori îndrei o bujie nouă, ori s-a desfăcut gâtul de la carburator și întrage aer fals. Hai să mergem pe undeva pe unde e foarte posibil să fie noroi. Mamă, și am benzină maxim să ajung până acasă. Vai de cap aia. Hai de cap, am și pe aici. Let's go.
aici am rămas înțepeniți când era zăpadă. Așa ca idee. Capul meu. Dacă încă sunteți aici, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un subscribe, să îmi dați un comentariu cu ce ați mai vrea să vedeți. Dacă vreți cumva să fac un tutorial pe canal cu chestii pe care l-am montat pe ATV sau întrebări, curiozități și așa mai departe, nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii idei pentru clipuri, idei cu mașina, idei cu ATV-ul, orice. Orice idee este bună, binevenită, bună venită, binevenită. Ha? Să încercăm. Nu pare o idee bună, dacă mă întrebați pe mine, așa că o să fac o schemă. Dacă mai eram cu cineva, poate, da, așa. Un pic cam pusi, dacă mă întrebați pe mine, dar n-am nici troliu în cea mai bună situație și de ultima dată, că știți că mi-a luat foc. Așa că better safe than sorry. Bă, dar ce mișto e pe aici. E real. E momentul ăla al anului când efectiv natura se schimbă atât de mult încât nu ți mai dai seama pe unde ești sau care e drumul, chiar dacă mai ai fost de 1000 de ori pe aici. Bine, asta e a treia oară când vin pe aici, dar ca așa, ca idee. Se schimbă foarte mult și nu mai înțelegi nimic. E cam trage aer fals. E bine. Benzina fix, nada!
acum curând va trebui să fac schimbul de ulei la ATV, așa că dacă vreți să vedeți cum se face schimbul de ulei la un Lehigh, tot vorba aia. Like, share, subscribe, lăsați în comentarii dacă vreți, dacă nu vreți. Ce decizie proastă de a veni pe aici la Cenoroi. Și aici unde? Aici începe creatorul. Oi de cap meu, opa, opa. Bă, două roți pe o roată suntem aici, să fiu nebun. Păi s-a făcut lut aici, să vă dați seama. Deci ce culoare are. Deci că e lut. Fai de capul meu. Let's go easy. Am dat un pic camera mai sus. Sper că e un unghiu bun acum. Sper. S-a bătut rușii. Mamă, ce e în băltoaca asta aici. Am alunecat în ea, dar măcar am ieșit ușor. Bă, sincer, cauciucurile astea chiar nu dezamăgesc în orăi. Cel puțin până acum n-am avut problemă, să zic așa. Atât că cred că sunt mai bune pe noroi decât bighornurile sau decât țaneful de ce am avut eu. Dar rest, nu știu ce să zic. Nu le-am avut nici de noi ca să-mi dau părere atât de bună. Dar față de alte și mai late și mai grele, adică nu m-a dezavantaje pe de-o parte. Pe de-o parte, pe de-altă parte chiar au risca lumea, l-am luat foarte ieftin. Mă mai este, mă mai țin câțiva ani buni. Noroi rădă, încât te știu eu. Fai de capul meu. Direct 4x4 pe greu. Hai, cumplăm și noi. Gata. Ma, bă. Rușii, bă. Asta mea. Mă rog, eu nu văd că merge. Vai de capul meu, ce am pe cauciucuri. Să mă dau jos să vedeți ce am pe cauciucuri. Mamă, e real. Și cum încă se sapă și sunt pe coborâre, deci se, efectiv se adâncește. Să vedem. Mamă, ce e pe ele. Și a trebuit relativ curat. Mai ce mai bine. Mai put a little less mud. Așa, pe aici. Păi ce? Ah. Opa! Opa, țupa! Mănâncă ochiul!
cea mai proastă alegere să mă duc să mă plimbă un pic. Ca om normal nu puteam să mă duc să mă plimb. Naaa! Bă, dar chiar trag frumos cauciucul ăsta, adică sapă, eu merg încet cu aceața aia la întâi și el doi. Că episodul ăsta o să apară luni seara, da, cel mai probabil. Gata și pe episodul de astăzi. Uitați să apăsați un like, să dați un share, să vă spuneți părerea în comentarii. Ciao!